Cartonaj roșu, Ramos. Ramos este eliminat în minutul 86. Se ceartă cu Harița Duris, o echipier la națională. Ramos ia două cartonașe galbene pentru faulturi asupra lui Harița Duris. În momentul în care s-a terminat prima repriză, pe Harița Duris și pe Isco, de asemenea cu echipier la echipa națională, i-am văzut îmbrățișându-se și râzând. După ce Ramos l-a ignorat pe Harița Duris, a semănat această intervenție cu cea din prima repriză, din minutul 10.